pierde în fiecare seară. Sigur, am multe cicatrice, dar am cicatrice și probabil de asta sunt urât, că din lupte. Partidele au datoria să propună și alte construcții politice. Dragii mei tineri, copii, să nu vă lăsați, să mergeți mai departe, să arătați țării românești că voi sunteți viitorul, voi sunteți poporul. Milioane de români în stradă, milioane, lumea să ne vadă. Protestăm, scandăm, cântăm și rezistăm. De numai grupul. Bună seara celor care ne urmăresc astăzi. L-ați surprins pe domnul primar, se uita pe telefon, ne scuzați. Bun găsit celor care ne urmăresc în această seară. După o destul de lungă perioadă, pentru că nu s-au mai întâmplat foarte multe lucruri, ne revedem cu domnul primar Luca Mălescu, pentru că în ultima perioadă, așa cum am spus, nu au fost prea multe evenimente, dar au fost în ultima săptămână, ultimele două săptămâni, practic. Și astăzi o să vorbim despre ele. Bine ați revenit, domnule primar, la noi în emisiune. Bine te-am regăsit, Matei, mulțumesc frumos pentru invitație și totodată salut cu drag pe cei care ne urmăresc. Da, așa cum spuneam, au fost câteva evenimente în ultimele, să spunem, două săptămâni. În primul rând s-a început vaccinarea anticovid și la Oțelul Roșu, pentru că au ajuns vaccinurile. Domnul primar, aici de față, s-a îngrijit de facilitățile de centru de vaccinare încă de prin luna sfârșitul lui ianuarie sau începutul lunii februarie, dar lipsa vaccinurilor a întârziat activitatea până săptămâna trecută, când au fost făcute primele vaccinări publice aici în Oțelul Roșu și s-a vaccinat chiar și domnul primar. Primul lucru care vreau să vă întreb, domnule primar, este: ați avut vreun, știu eu, vreun efect negativ, bineînțeles? Vreo reacție adversă? Da, vreo reacție adversă. Nu, n-am avut deloc, Matei, și pot spune și celor care doresc să se vaccineze în continuare, m-a durut foarte puțin locul. De la începătură, probabil. Până a doua zi dimineață, dar n-am avut nicio reacție adversă. Și așa cum bine spuneai, chiar dacă noi am finalizat centrul de vaccinare cu câteva luni în urmă, vaccinurile, din păcate, au ajuns mai târziu la Oțelul Roșu și pe această cale aș dori să le mulțumesc frumos cadrelor medicale, medicilor, asistentelor de la Spitalul Oroșenesc și celor câtorva medici de familie care au participat până acum la centrul de vaccinare pentru a asigura bună desfășurarea vaccinării. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, aș vrea să-i mulțumesc frumos doamnei director medical, doamnei doctor Mateuța Aureliana, care chiar a pus suflet foarte mult, și împreună cu Lavinia Samuilă, care a ajutat-o foarte mult, au reușit să facă în așa fel încât lucrurile să se desfășoare la nivel foarte bun la centru de vaccinare. Din Oțelul Roșu, da. Și aici, dacă îmi permiteți, am să adaug ceea ce spunea domnul Gheorghiță, care știți, inclusiv dumneavoastră și restul celor care ne privesc astăzi. El se ocupă, este responsabilul campaniei de vaccinare din România. Spunea ieri: am ajuns în faza în care avem deja mai multe vaccinuri în stocurile statului decât persoane care sunt înscrise.
pentru vaccinare și atunci și eu alături de dumneavoastră și de cei în drept vă îndemnăm pe toți să faceți acest minim efort pentru ca lucrurile, zic eu, să revină cât de cât la normal. Nu se va reveni la normal a doua zi după ce ne vom vaccina fiecare. Eu, de exemplu, m-am vaccinat în urmă cu o lună de zile, m-am vaccinat cu AstraZeneca, n-am avut nicio ezitare. Pe 7 mai sunt programat să fac apelul. Nu au revenit lucrurile la normal, dar am speranța că cu cât vom fi mai mulți, lucrurile vor intra mai repede în normalitate, ne vom relua viețile fiecare așa cum au fost poate până anul trecut. Și atunci este un efort, o responsabilitate a noastră, a fiecăruia, pentru că ne protejăm pe noi, ne protejăm familia, cunoștințele, colegii de servici, nu-i așa, sau de școală chiar. Și atunci cred că este o acțiune care trebuie să ne asumăm tot. Vă asigur că nu va veni nici Bill Gates, nici altcineva la dumneavoastră. La mine cel puțin n-a venit nimeni. Da, așa este, Matei. Sigur, sunt unii care cred în vaccin, sunt unii care nu crede deloc. Da. Sunt unii care încă sunt în perioada aceea de tatonare, de așteptare să vadă cum reacționează la cei care se vaccinează. Dar așa cum bine spuneai, și eu am luat această decizie. Sigur, nu cunoaștem nici noi și părerea mea este că încă nici specialiștii sau mari specialiști nu stăpânesc foarte bine acest vaccin. Pentru că a fost creat într-o perioadă foarte scurtă și așa cum bine, după cum bine știm, științei este necesară o perioadă mai lungă să se experimenteze. Dar, așa cum bine spuneai, m-am vaccinat cu speranța și cu credința în Dumnezeu că acest vaccin va fi eficient și ne va ajuta să ne reluăm viețile noastre anterioare, pentru că, Matei, așa cum bine vedem, datorită acestei pandemii, planeta s-a dat peste cap. Sunt foarte mulți dintre noi care sunt la capătul puterilor, dacă pot să spun așa. Sunt aproape în prag de depresie. Am văzut oameni care sunt în prag de depresie. Sunt oameni care și-au pierdut locurile de muncă, nu numai la noi, și în străinătate, cu care am mai vorbit. Și sperăm ca acest vaccin să fie eficient și să ne reluăm viețile. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în Israel, ce s-a întâmplat în Marea Britanie, ce s-a întâmplat în Australia, unde nu mai au niciun caz, la ei a fost un lockdown mai diferit față de Europa, mult mai agresiv, dacă pot să numesc așa, au închis aeroporturile, au închis tot, deci nu, la ei n-a mai plecat și n-a mai intrat nimeni în Australia, o perioadă de câteva săptămâni, dar iată că a fost eficientă, mai ales vaccinarea masă. Sigur. Și ei au putut să-și rea viețile din nou cât de cât normal. Așteptăm și la noi în România, așteptăm și în Europa să se întâmple acest lucru, dar acest lucru se va întâmpla doar dacă o cât mai mare parte a populației va lua decizia să se vaccineze. Să se vaccineze, așa este. Trebuie atinsă acea imunitate de grup, în sensul ca să nu mai avem riscul să ne întâlnim cu o persoană vulnerabilă, să o infectăm sau să ne infecteze dacă... Chiar am văzut, am urmărit pe mass media națională că maestru Arșinel, după circa două luni de zile, după ce s-a vaccinat, după rapel, s-a infectat din nou, deci există și posibilitatea să iei acest virus și chiar dacă ești vaccinat, chiar dacă procentul este mult diminuat. Mult mai mic, da. Dar este într-o stare, la vârsta dânsului, la 88 ceva de ani, să fie într-o stare foarte bună și să nu aibă probleme, deci trece mult mai ușor prin nu lasă acele urme, ați văzut, spitalizare cu intubare sau cu respirație artificială. Deci iată că încet, încet putem constata că vaccinul totuși este eficient.
Așa este, așa este. Și odată cu vaccinarea în masă, așa cum ați spus dumneavoastră, în Israel și în Marea Britanie, ați văzut să revină la normalitate, pentru că acolo s-a atins pragul acela minim de imunizare. 60-70%. 60-70%, așa este, domnule primar. Și atunci lucrurile pot să revină la normal în... Să știm, adică și la noi în oraș, cel puțin trendul, da. Zilnic s-au vaccinat până astăzi 72 de persoane pe zi, iar începând de astăzi a crescut la 84, deci astăzi s-au vaccinat 84 de persoane, deci iată că trendul este bun, să sperăm că ține în continuare și se vor vaccina cât mai mult la noi în oraș, pentru că iată, noi am trecut prin această pandemie cu, este adevărat, și cu pierderea celor cei dragi. Nu acum câteva zile am avut și noi în Consiliul Local un coleg care a pierdut, din păcate, lupta cu acest virus, dar au mai fost cazuri în Oțelul care au decedat, din păcate, și totuși n-am fost în acea zonă roșie, să avem probleme să fie totul închis și un lockdown din acesta total. Înseamnă că oțelarii au înțeles că trebuie să ne protejăm. Chiar și fără vaccin. Exact, și fără vaccin. Eu m-am bucurat foarte mult că s-a întâmplat acest lucru. Ai văzut că a avut loc și un protest la noi în oraș, da. Care au venit după autorizație, l-am autorizat, poate că cu sufletul aș fi participat și eu la acel protest, că și eu sunt nemulțumit de ce se întâmplă la ora actuală în țară, dar un primar nu trebuie să gândească doar cu sufletul, trebuie să gândească și cu mintea, și am luat acea decizie de a nu a participa, și foarte mulți din jurul meu care m-au întrebat, i-am sfătuit să nu participe, pentru că dacă la vremea respectivă și chiar astăzi avem 32 de persoane care sunt pe izolare, da. Noi dacă trecem pragul de 50 și ne îndreptăm spre 60, intrăm în zona roșie, ne închid orașul, da, se închide tot ce ține de comerț la noi în oraș, locuri de muncă puse în pericol, și atunci am luat acea decizie de a nu participa nici la acel protest. Ai dreptate, așteptăm cu încredere viitorul și eu cred că lumea se va vaccina, Matei, pentru cred. Că încet, încet dispare și acea teamă. Așa. Care s-a manifestat inclusiv la mine. Deci să nu crezi că... Ați făcut vaccinul foarte fără ușor, puțin emoții. Emoții, da. Și normal, știi, pentru că psihologic tot ceea ce vedem pe media națională, ce vedem pe Facebook, multe intoxicări, ce constatăm că ne spun unii și alții, este normal să avem și acele emoții. Dar așa cum ți-am spus, am luat această decizie, m-am vaccinat, am rapelul pe 5 mai, nicio reacție adversă, și trebuie să avem încredere în Dumnezeu că lucrurile vor fi bune. Da. Așa este, așa este. Sper și eu ca lucrurile să fie foarte bune, să înțelegem toți cât mai mult să facem acest efort pentru o vaccinare în masă și apoi lucrurile să revină la normal pe cât posibil. Eu mai apelez puțin la statistică, dacă îmi permiteți, și o să spun că în România cu rapel există aproape 2 milioane de persoane, deci care au făcut ambele doze, și din câte se cunoaște, există doar, n-a murit absolut nimeni, asta știu sigur, au existat doar 2-3 cazuri, o tânără de vreo 16 ani, acum vreo 2-3 zile, și au mai fost câteva, unul sau două cazuri în plus. Nu a fost nimic grav, deci după 4 milioane de doze, cei care au făcut 2 milioane ori 2, așa, dar în realitate s-au făcut vreo 6 milioane de vaccinuri. Deci există probleme. Sunt care și-au făcut cazul nostru, așa meu și altul, care și-au făcut prima doză și da, urmăm și urmează, da, eu urmează, a durat 6 săptămâni între rapelul meu, pentru că AstraZeneca este o lună jumate aproape, da, dintre prima. Pfizer am omis să spun că la Oțelul Roșu se vaccinează cu Pfizer. Este de diferență de 21 de
Așa este. Prima 20 de apel. Chiar după ce am scris un articol despre inaugurarea centrului de la... Practic nu inaugurarea, începerea vaccinului. Țelurușul, cineva m-a întrebat dacă la Țelurușul se fac ce tip de vaccinuri. Și am spus că cu Pfizer, dar acest lucru nu cred că este o lege. Adică nu. Săptămâna viitoare poate vine Astra sau Moderna. Nu, avem alocate un anumit număr de doze pentru oțelul de Pfizer, după care este posibil, într-adevăr, să ne vină alt tip de un alt tip de... Ce este cer că cei care se vaccinează în perioada 3 săptămâni cu Pfizer și rapelul vă face tot cu indiferent ce perioadă va face, nu va face, de exemplu, eu am făcut Astra, nu voi face cu Pfizer, nu, pentru că sunt total diferite. Exact. De asemenea, dumneavoastră, făcând Pfizer, nu o să faceți Moderna sau Astra, da, exact. Deci, indiferent. Dar să încercăm să facem acest efort și să ne vaccinăm toți, pentru că este spre câștigul fiecăruia. În afară de ce a spus dumneavoastră, viețile, serviciile pierdute, s-au mai pierdut și afaceri, ați văzut, s-au închis diverse afaceri și nu mă refer numai la Horeca, adică la restaurante și hoteluri, s-au închis și alte. Economia mondială a avut și are în continuare foarte suflit, pentru că aici aș vrea să-i contrazic pe cei care văd că spun că acest virus a omorât doar 100% cei infectați. Mai sunt voci care spun că asta nu este corect, pentru că și acel 1% din este punctul foarte meu important. De vedere meritau să trăiască. Sigur. Dar pe lângă acest lucru care spuneau ei, trebuie să ținem cont de faptul că cadrele medicale au ajuns probabil și la noi, la un moment dat am văzut în țări precum Italia, Spania, unde medicii trebuia să iau hotărâre cine trăiește și cine moare, pentru că locurile disponibile pe ATI-uri au fost depășite din punct de vedere numeric. Mai mult decât atât, așa cum spuneai și tu, economia mondială este la pământ și se pierd foarte multe locuri de muncă. Ne-a schimbat modul de viață. Așa este, da. Chiar câteodată stau și mă gândesc cât timp vom reveni la, dacă vom mai reveni vreodată, fix la ce a fost înainte. La ce a fost înainte. Da. Sunt foarte complicate. Așa este, așa este. Trebuie să facem minimul efort din partea fiecăruia pentru a încerca să normalizăm lucrurile. Și dacă tot spuneam de normalizare, astăzi am intrat, ca să spunem așa, normal și în ceea ce privește finanțele orașului, în sensul că la dumneavoastră astăzi, la ședința de Consiliu Local, s-a votat în sfârșit. Nu sunteți dumneavoastră vinovat, pentru că de-abia săptămâna trecută ați primit actele. Bugetul național a fost votat acum vreo lună, până s-a venit la județ, la județ a mai amânat și acolo, în final a ajuns la dumneavoastră și este mijlocul aprilie, mâine pe mine aproape se termină și aprilie. Da, din păcate, Matei, este prima dată, cred că post-revoluționar, cel puțin de când fac eu politică din anul 2000, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Așa este. Să ajungă bugetul în teritoriu la mijlocul aprilie. Și să știi că sunt lucruri foarte multe care sunt reacții adverse, dacă pot să fac acum o paralelă cu ce discutam vis-a-vis de vaccin. Știți că noi astăzi am votat buget. Mai punem la socoteală faptul că sunt persoanele cu dizabilități care au rămas restante cu lună jumate. David, vezi, Matei, ce să lași oamenii, persoane care supraviețuiesc cu acești bani. Cu acești bani. Poate nu familie, este nu numai familie, oameni. Exact. Familie, da. Nu este ca la primarul Luca Mălăescu sau poate că chiar și tu ești în acea situație care, dacă nu ne luăm salariile o lună sau două luni, e complicat. Probleme de a supraviețui, dar sunt persoane care chiar depind de acești bani. Da. Și s-au întârziat plățile. Nu mai vorbim despre faptul că neavând buget, nu mai
Nu ai dreptul legal, deci nu-ți permite legislația în vigoare să contractezi alte lucrări, alte execuții. Deci nu ai voie să faci niciun contract, exact, să încheie niciun contract cu nimeni. Da. Ai voie doar să achiți plățile 1/12 din bugetul anului anterior, lucrările care ai în curs de anii precedenți. Da. Nu ai voie să antamezi alt gen de lucrări și alt gen de achiziții. Da. Neavând acest drept, suntem deja aproape cu luna aprilie la final. În prima ședință, în luna mai, avea pe ordinea de zi anumite aprobări, anumite proiecte ca să putem începe contractarea altor lucrări. După aceea, în luna iunie, Matei scoate-le la licitație. Orice licitație durează 2-3 luni de zile. Sigur. Ne prinde luna septembrie. Septembrie până începeți lucrarea, nu? Până începe lucrarea. Octombrie deja ploile vin, deci anul acesta practic este pierdut din acest punct de vedere. Și iată că sunt reacții adverse, așa cum le-am numit, suficiente ca să aducă foarte multe neplăceri OAT-urilor și unora cetățeni. Da. O doamnă care nu-mi dau seama de fotografie și semnează Maria Maria spune, dar de ce vă interesează vaccinul pentru populație? Nu este obligatoriu. Da, doamnă, așa este, nu este obligatoriu, dar este un gest de responsabilitate al meu, al dumneavoastră, al fiecăruia. Adică nu cred că nepotul dumneavoastră ar fi fericit dacă s-ar duce la școală și v-ar aduce un virus, de exemplu, că văd că în fotografie sunteți alături de un adolescent. Da, este adevărat, Matei. Fiecare își asumă, are dreptul de a-și asuma, este democrație. Sigur. Nu poți să îngrădești nimănui de dorința de a accepta sau a nu accepta să se vaccineze, bineînțeles. Dar chiar dacă respect părerea doamnei, vreau să spun că am pierdut oameni dragi mie din cauza virusului. Da. Nu de mult, Dănuț Medinescu, acum săptămâna câteva zile, da. Dumnezeu să-l odihnească, colegul nostru, consilier local, 49 de ani, Matei, deci băiat care acum 3 săptămâni a fost la ultima ședință, n-a avut nimic, a fost cât mintele. Da, deci da. Un băiat sănătos, a avut, să spunem, puțin asta, deci, dar da. Asta nu însemna că din asta se va întâmpla ceva. Se va întâmpla ceva. Da. Și cunoștințe, prieteni mie, i-am pierdut la vârste, colegi de-a mei la vârste de în jur de 50 de ani, care cu siguranță, dacă nu ar fi fost acest virus, ar mai fi trăit foarte mulți și ar fi avut anumite ani. Realizări în viață. Exact. Da. Nu, deci, încă de aia spun doamnei că îi respect părerea, are dreptul să facă ceea ce dorește ea, dar eu personal, așa cum îți spuneam, am luat această decizie și îi sfătuiesc pe toți cei dragi mie, în primul rând din familie, se vor vaccina și copiii și toată lumea, pentru că sperăm că acest vaccin să fie eficient și să ne protejeze și să încercăm să depășim această perioadă grea prin care trece planeta. Da. Revenind la buget, domnule primar, cum stăm cu banii? Că asta este... vedeți, anul trecut au fost niște sume alocate, anul acesta sunt niște sume alocate. Ce admir în mare parte este că domnul președinte Romeo Dunca n-a făcut chiar o discriminare foarte mare între localități, adică există diferențieri, dar sunt minime. Din câte cunosc eu... La orașe, da. Da. La comune s-au făcut anumite diferențe mai mari. La orașe este adevărat, orașul Oțelul Roșu probabil și sau hai să spunem cu siguranță, cu certitudine și datorită faptului că are un primar PSD, a primit cel mai puțin din rândul orașelor. Din rândul orașelor, dar cu 50.000 cu de lei mai puțin decât Anina și Herculane, dacă nu mă înșel, și Bocșa la fel. Și ceva de mii față de celelalte orașe, da, din județ, care, să fim serioși acum, nu
nu înseamnă foarte mult. Așa. Dar dacă ne raportăm la bugetul pe care l-are orașul la ora actuală, Matei, eu nu m-am plâns niciodată. Știi destul de bine că am mai fost la tine în emisiune de foarte multe ori, da. Și nu m-am plâns niciodată. Am fost mulțumit cu ce am avut și anul acesta, dacă ne raportăm la ce am primit anul trecut, anul acesta am primit 700.000 de lei mai puțin de la Guvernul României decât anul trecut, dar în schimb am primit 600.000 de lei mai mult de la Consiliul Județean. Deci dacă se compensează între ele. Pierdem 100.000 de lei per total, ceea ce este o sumă destul de nesemnificativă, ca să spunem așa, vis-a-vis de tot bugetul. Sigur. Durerea mea cea mai mare este că, tot ca și anul trecut, nu ni s-a alocat banii pentru persoanele cu handicap, cu dizabilități, pentru tot anul. Da. Deci, ca să înțeleagă, și mai ales cei interesați, până în 2019, toate guvernele, când făceau bugetul, repartiza toată suma pe tot anul, 90% din banii necesari. Da. 10% conform legislației în vigoare este obligația Consiliului Local, a primăriilor să contribuie locală, să contribuie cu sumele necesare. Da. Anul doar 10%. Doar 10%. Anul trecut, spre surprinderea mea, pentru prima dată de când sunt primar la Oțelul Roșu, am constatat că guvernul de la acea vreme a repartizat sumele de necesare doar până în luna august. Deci în luna august ne-am trezit că au început să se decaleze plățile. Chiar am întârziat și anul trecut, au fost perioade și chiar am fost așa supărat, pentru că au venit sărbătorile, Matei, și chiar de sărbători să știi da, că luna decembrie, oamenii nu-și iau banii care sunt foarte necesari. Așa cum îți spuneam, și anul acesta s-a întâmplat același fenomen. N-am primit sumele necesare și, pe tot anul. Și să nu uităm, domnule primar, să menționăm că legislația nu s-a modificat. Deci guvernul, pe mai departe, trebuie să contribuie 90% la sume, doar că nu i-a dat. Da, nu i-a pus la dispoziție. Exact. Da. Probabil cu gândul că îi va face o redistribuire, o rectificare de buget spre septembrie, august. Și vor redistribui la vremea respectivă. Dar anul trecut i-a redistribuit foarte târziu. Din nou a fost un mic decalaj. Sper că anul acesta să nu se mai întâmple. Rectificarea de buget care vorbiți dumneavoastră și care anul trecut a alocat banii pentru aceste plăți s-a făcut undeva prin octombrie, iar până ajunge în monitor, până da, se ajunge în teritoriu, chiar înainte de sărbători, da. Nu mai știu, cu vreo săptămână, exact, că, ceva de genul ăsta. Acum știi cum e, Matei, oamenii unde se întrebe, unde se sune? Sună la primărie, domnul primar. Și m-au sunat foarte, foarte mult în ultima perioadă, că lumea a început să se panicheze. Deci dacă treci o lună jumătate în a doua lună și nu iei niciun ban, e și normal să te panichezi. Sigur, sigur. Să te întreb de ce care se motiv, întâmplă ce asta. Se întâmplă. Exact, da, exact, exact. Sper să continue plățile, poate și cu întârzierea aceea, oamenii acceptă dacă se reaface rectificarea la termen și atunci banii au o continuitate pe dânsii și pe oricine altceva, nu interesează mecanismul intern, știți? Da, dar nu înțeleg de ce se întâmplă acest lucru, Matei, că până în 2019 era totul foarte bine organizat. Veneau 90%, ți repartizau, tu știai că 10% e contribuția dumneavoastră? Trebuie să îi pui deoparte să asigură aceste sume și era liniște. Da. Nu înțeleg de ce pentru că ei, cred eu, oricum banii nu ajung niciodată, e clar, nu? Indiferent cam cât ai avea. Bugetul României, Matei, acum să fim serioși, banii necesari pentru cei 90%, că 10%, da, așa cum spuneam, pun UAT-urile locale, cei 90% nu sunt sume nesemnificative. Sigur, nu sunt enorme. Sunt enorme. Dar ei speră, lasă că vom primi, mai intra bani în buget, la un moment dat, de nu știu unde, știți? Acum nu am, dar
Luna viitoare poate intră niște bani în plus de undeva. Dacă mă întreb pe mine la experiența pe care o am în administrația publică locală, cred că este adevărat ce spui, vor să folosească anumite sume pe altceva, da, și cu gândul că vor rectifica în sfârșit, spre sfârșitul anului și vor aloca diferențele. Da. Dar nu este corect, nu este Matei, corect, pentru că așa cum și la primărie, niciodată eu, chiar dacă se mai practică în alte locuri, în alte OAT-uri, și nu este ilegal, da, dar eu nu am preferat, eu întotdeauna banii de salarii, de salariile acoperă banii angajaților de la primărie din ianuarie până în decembrie. Sigur. Alți colegi primari mai preferă să asigure doar până în septembrie, octombrie sau... și rectificări ulterior. Dar nu, n-am este preferat. Este un stres suplimentar, nu? Este un stres suplimentar pentru cei care beneficiază de acest bani, pentru că se află mai devreme, mai târziu, că nu avem chiar toți banii în buget. Nu, dar există riscul, da? Da. Există riscul ca la sfârșit de an să nu ai alte sume care să-ți să intre în buget. Să și poți atunci rămâi descoperit cu salariile. Sigur, da. Este și acest risc. Atunci e deja un pericol, nu mai este un risc. Sper ca oamenii de la guvern să ia o decizie mai, știu, responsabilă, pentru că sunt necesare și decizii responsabile. Domnule primar, mai vreau să vorbesc cu dumneavoastră vis-a-vis de proiecte, pentru că avem un nou buget. Am înțeles de la dumneavoastră că vine, din păcate, cam târziu și multe lucruri s-ar putea să nu le puteți pregăti, dar pregătiți să aveți în plan ceva acum, recent, în baza acestui... Sigur, în rând, Matei, trebuie să continuăm cu proiectele pe care le avem în derulare, da, și aici fac referință la proiectul cu pavarea celor 17 străzi care l-am început anul trecut, pavarea trotuarelor. Vreau să le spun celor care ne privesc că la ora actuală, din 17 străzi, sunt finalizate 12, 3 sunt în lucru și a mai rămas doar 3 străzi au mai rămas. Au început să spargă pe strada Traian, a mai rămas strada Ana Ipătescu și strada Liliacului. Restul de străzi, la Coșbuc, au finalizat Alexandrii, s-au apucat de Caragiale, am finalizat Trandafirilor, am finalizat Avramian, am finalizat Ecaterina Ciodoroiu, am finalizat strada Mesteacănului în Gai, strada Gai. Cred că nu am uitat vreo pe nimeni. Da, chiar cunosc orașul bine ca și străzi. Deci când vom finaliza aceste 17 străzi, am făcut o analiză cu domnul viceprimar, cu Grigore Goja și cu noul city manager pe care îl avem, cu Adi Trușcă, și am constatat că mai avem 18 străzi care au trotuarele deteriorate, nu? Nepavate. Sau nepavate. Cred că anul viitor, spre sfârșitul anului, vom avea tot orașul pavat, toate trotuarele pavate, pentru că vom face un proiect, pregătim după ce achităm, finalizăm acest proiect și achităm toate facturile, vom începe noul proiect cu următoarele 18 străzi, după care finalizăm tot orașul de pavat trotuarele. La asfaltări mai avem 11 străzi neasfaltate din 72. Avem un proiect depus la Ministerul Dezvoltării cu șanse mari de a fi semnat contractul chiar în acest an. Deci în momentul când vom avea semnat contractul de finanțare, putem spune că ne apropiem de ceea ce spuneam eu 2 ani de zile în urmă, că mi-aș dori să avem tot orașul pavat și asfaltat. Asfaltat, spuneam, la vremea și respectivă, da, dar iată că între timp ne apropiem și cu pavatul. Da. Mai mult decât atât, am început pe strada Horea Gai, deja și rigole noi, nouțe, arată foarte bine. După care, după ce vom finaliza de pavat și asfaltat, va trebui neapărat să ne apucăm la nivel de oraș cu rigolele, pentru că
Avem foarte multe străzi, Matei, cu rigole vechi, rigole comuniste și, din păcate, avem foarte multe străzi care nu au rigole deloc. Deci acolo... Mai ales zona centrală, nu? Mai ales zona centrală, toată zona centrală. Sau toată zona centrală. Fără excepție. Da. Am fost cu proiectantul pe teren și chiar am discutat de acest aspect pentru viitor și acolo vom merge cu rigole carosabile peste tot. Vom beneficia de un avantaj că rețeaua actuală de canalizare pe care o are orașul Țelul Roșu, după ce vom finaliza rețeaua nouă, vom ajunge și la acest punct, vom putea folosi ca și deversare pentru ape pluviale. Da. Nu mai rețin dacă dumneavoastră, în momentul când ați prezentat mai înainte străzile la care se lucrează și care s-au lucrat, nu mai rețin dacă ați pomenit de Progresului, pentru că Emanu Blidariu ne întreabă Progresului cam când. Deci Progresului la trotuare este prins în proiect după linia ferată până la curbă la Ilu, că știu de la ce mă refer, da. Datorită faptului că după aceea Progresului strada se îngustează foarte mult și nu mai ai posibilitate de a mai face și trotuare. Dar de la calea ferată până sus în curbă, cu siguranță este prins deja în proiectul următor. Înțeleg. Deci până cel anul... Da. Eu vreau și cred că vom reuși ca anul viitor să avem tot orașul. Tot la finalul anului viitor să sigur, avem tot sigur, orașul. La 1 ianuarie. Da, să avem finalizat tot orașul din punctul de vedere a pavării trotuarelor. Da, da, înțeleg. Domnule primar, vreau să vă mai întreb lucrările care sunt începute la Oțelul Roșu, grădinița, de exemplu, cea de pe Libertatea, aceea din spatele lui General 3. Da, chiar astăzi am fost acolo, ea deja este ridicată, este la roșu, am văzut că au adus și lemnul pentru acoperiș. Cred că constructorul... Începe școala la toamnă acolo? Constructorul se va ține de cuvânt, Vali Stăncioni, și vom reuși ca la toamnă să o putem da în folosință. Da. Este de asemenea o lucrare care provine din anii precedenți. Sigur. Ne-am propus să o finalizăm anul acesta. Mai avem proiecte pe rol, avem un proiect foarte frumos, Matei, vis-a-vis de o creșe nou-nouță aici pe Rozelor, chiar în cartierul Rozelor, pe terenul acela liber care îl avem disponibil între poliție și actuala grădiniță. Este un proiect deosebit. Data viitoare o să rog proiectantul să-mi facă în 3D ca să putem să-l și o fotografie, arătăm, o fotografie. Da, să-l putem să-l arătăm, să-l vadă și cetățenii orașului. De asemenea, cu siguranță anul acesta vom avea proiectul pentru noua piață agroalimentară, care tot la anul viitor îl vom pune în practică, dar eu mi-am făcut un obicei, Matei, și iată că nu m-am este înșelat. Unul rău. Este unul rău. Tot timpul îmi pregătesc proiecte din timp și atunci sigur. Când dispunem de sumele necesare și găsim finanțările necesare, atunci începem. Nu mai alergați și după proiectare, exact, după măsură. Începem doar execuția. Da. Deci anul acesta mi-am propus să facem proiectul cu creșa, să facem proiectul cu piața agroalimentară. Lucrăm la proiectul pentru promenadă, am început deja, care este un proiect foarte mare, chiar au fost cei de la ADR zilele trecute cu Adi Trușcă și cu doamna Sofica pe teren, au măsurat o spațiu verde. Avem o obligație acolo, obligatoriu, trebuie să ai 10% construcții și foarte mult spațiu verde ca să poată să fie finanțat proiectul. Și aici îți fac o bucurie ție și celor din cartierul Rozelor. Am prins toată zona Rozelor, spațiile verzi pentru reabilitare. Asta am lipit l-am lipit de proiectul cu promenada pentru că începe chiar de aici, din cartierul Rozelor, de la podul de... Asta domnul primar pomenește de el pentru că eu locuiesc aici, în cartierul Da, deci Rozelor. Prins, a fost Sofica, l-a măsurat cu Adi, așa cum spuneam, și chiar cred că va fi viabil și acel proiect la care eu țin foarte mult, am spus-o de foarte mult vreme. Foarte multe localități au o alee de promenadă pentru
serile de vară, de, mă rog, serile plăcute, unde mai se avem bazinul de not acoperit de la Gura Jgheabului, care este deja pe lista de sinteză la Compania Națională de Investiții. Deja am primit adrese să îi predăm amplasamentul, pentru că suntem obligați să predăm amplasamentul către companie. Ei vor ține licitația, vor monitoriza construcția, după care când se finalizează vor preda din nou OAT-ul către primărie, către primărie. Da. Deci mai avem căminele culturale de la Mal și din Ohaba. La Mal căminul este mai avansat, de asemenea am primit adresa să-i predăm locația, va avea loc cât de curând CTE-ul de la Compania Națională de Investiții. Deci în momentul când ajunge în CTE și trece, deci este totul ok, atunci pot să consider deja că lucrările vor fi începute foarte, foarte curând. Da. Domnul Blidaru, care i-a spus mai devreme vis-a-vis de progres, vă felicită. Cineva, Liviu Olifa, vorbește și de su, că mai sunt câteva străzi care se așteaptă modernizarea lor, vorbește despre Oțelarilor și Aman. Da. O să te rog frumos să citești cât de multe mesaje, dar să nu le uit. Da. Să le dăm răspuns celor care ne întreabă, la Oțelarilor și la Aman și Baia, rămas și Baia, neasfaltată. Am reușit pe Oțelarilor, o parte din Oțelarilor și Teodor Aman, să prindem un proiect pe calamități, da, pentru că atunci când au fost inundațiile a venit apa pe versant și a afectat foarte mult Teodor Aman și o parte din Oțelarilor. Efectiv a spălat tot ce a putut spăla. Da. Nu am mai pietruit între timp, am mai încercat în să facem cât de cât, să le facem cât de cât un mic confort celor care locuiesc acolo, dar și aici am vești bune ce avem pe calamități. Avem Teodor Aman și o parte din Oțelarilor. Este într-o fază foarte avansată la Ministerul Dezvoltării, spre aprobare, inclusiv podul de la Cireșa, da, care avea un pod nou-nouț acolo în valoare de 2 milioane de lei. De lei, da. Și dacă tot vorbeați dumneavoastră mai devreme despre situația cu baza, ștrandul, bazinul acoperit de la Jgheabu, domnul Rumoiu de la... ne întreabă aici despre ștrandul propriu-zis. Am mai discutat despre acest lucru la ultima emisiune. Da, la ștrandul propriu-zis am așteptat să votăm bugetul, că nu puteam să facem nimic, sigur, am fost legat de mâini sigur. De picioare. Am discutat cu doamna director general, una dintre doamne director general de la București, de la CEC, pentru că ștrandul este la CEC. În executare. În executare. Mi-au spus 150.000 de euro, că este ultimul preț care poate să-l lase. El normal a plecat de la 372.000 de euro. Personal am fost de acord și sunt de acord, dar cu urmează să vin în fața Consiliului Local să le expun toată problema, să aprobe și consilierii, ca să luăm înapoi la oraș. Încă nu suntem, cel puțin eu nu sunt convins modul cum să-l achităm, să renunțăm la o parte din bani sau să luăm un credit pentru a-l cumpăra, pentru că n-am avut prinși de anul trecut, n-am avut banii necesari prinși în buget, pentru undeva la 800.000 de lei, 150.000 de euro. Da. Dar eu cred că merită, Matei, sigur, din două puncte de vedere, și dacă luăm un credit, pentru că ștrandul aduce un profit primăriei, care va acoperi cu siguranță dobândile, și în al doilea rând va avea din nou zona, Valea Bistrei, sigur, va avea din nou un ștrand, chiar dacă anul acesta, să spunem că dacă vom face toate procedurile necesare și la sfârșitul lunii mai va fi deschis ștrandul la Oțelul Roșu, nu vom mai avea timpul necesar să investim foarte mult. Vom face curățenie, vom vopsi, sigur, și la anul viitor să fie mai date fapte în folosință. Nu, îl vom da anul acesta. Dar modernizat, vreau să spun. Modernizat. Da. Și la ștrand mă gândesc, m-am gândit deja foarte serios, pentru că avem posibilitatea să facem un proiect de modernizare pe fonduri europene. Sigur. Sunt măsuri
anul acesta am văzut că sunt măsuri care finanțează astfel de modernizări. Da, înțeleg că ar fi grozav dacă s-ar aproba. Deci, eu cred că vom reuși să luăm strandul cât mai curând posibil. Uitați, aici Mihai Maxim din Cireșa Bănuiesc. Dânsul spune ulița Bisericii pe când va intra în proiectare sau, mă rog, în modernizare, bănuiesc că vrea să spună dânsul. Eu nu știu care este situația. Deci în Cireșa sunt patru străzi care sunt prinse în proiectul pe cele 11 străzi, da, care au mai rămas la nivel de oraș neasfaltate. Este o veste proastă că au rămas la urmă, dar vreau să le dau și o veste bună. În proiectul celor 11 străzi care l-am depus la Ministerul Dezvoltării, am prins inclusiv trotoare și rigole. Deci, Mihai, când va ajunge, Maxim, că-l cunosc și-l salut, când vom ajunge, probabil anul acesta, spun eu, să asfaltăm strada 1 mai, va fi și asfaltată, și pavată, sigur, și rigole noi nouțe. Sigur. Deci, moderne. Au un avantaj din acest punct de vedere. Da, comasându-l este o evoluție, da, de la nimic la totul, totul deodată, nu? Da. Ce mai vorbești despre locuri de muncă? Asta este leitmotivul peste tot. Locuri de muncă, domnule primar, poate combinatul. Eu deja... mai spun poate, știi, eu am stat de vorbă cu ei, cu, da, știu, vestitorii din Polonia și nu se va da drumul la combinat. Sunt convins. Tu știi că eu tot timpul nu mi-a murit speranța. Am avut o discuție așa, da, mai pesimist am, da, fost mai eu. Pesimist ai fost tu și mulți alții, că deci, am văzut, da, comentariile, sigur, tot timpul spuneau, fac că e campanie, fac na, pentru a beneficia de anumit număr de voturi, da, de voturi, dar da, lumea care mă cunoaște știu că n-aș face așa ceva niciodată, Matei, că nu îmi permite caracterul. Eu dacă spun ceva, chiar o spun că așa chiar cred. Chiar n-ați ieșit în public să vorbiți despre polonezi, despre nimica, no, decât în momentul în care... Și chiar n-am ieșit să spun un lucru care puteam, eram îndreptățit să spun, să știi că cei... care francezii de la Decaiu, da, au fost chiar înainte de campania electorală de anul trecut la mine în birou, da, și mi-au spus că dacă primăria are un teren de pus la dispoziție, că ar vrea să-și mai facă o hală, să mai creeze încă 60-80 de locuri de muncă. Da. Eram îndreptățit, nu mințeam. Sigur, că n-am făcut-o. Sigur. Deci nu, cei care mă cunosc știu că niciodată n-aș putea să ies să spun ceva ceea ce nu cred, da, doar pentru a beneficia de, eu știu, ce suport politic, să politic spunem, sau electoral. Electoral, exact. Nu, eu chiar cred de data aceasta că 99,99% combinatul oțelăria. Nu mai putem să spunem chiar combina, pentru că a mai rămas doar oțelăria. Da. Dar va reporni. Situația tradusă un pic de mine așa într-un limbaj mai puțin academic este în felul următor. Polonezii au plătit un avans din datoria respectivă. Sigur, datoria care o are Mechelu este enormă către statul român, către alții. 20 de milioane de euro. Așa. Ei, asta este o sumă uriașă. Ei, polonezii, au dat o sumă avans. Nu știu cât este. Bănuiesc că nu sunt 10 euro. Sunt 10 de mii, poate 100 de mii de euro sau poate chiar milioane. Iar în momentul în care dai acești bani, te bazezi că vei continua, altfel acei bani sunt aruncați pe geam. Îi pierzi. Exact, exact. Ei au dat acești bani. Acum putem vorbi că ei au o anumită seriozitate. Din motive, uitați, a fost o acea investiție a spaniolilor, pardon, spaniolii erau, care vreau să facă un parc fotovoltaic pe Gai. Pentru că guvernul chiar au plătit către primărie vreo 40.000 de euro, nu mai rețineți. Da, 1.300.000 dacă mă duc. Da, deci vreo 40-50.000, da, de euro. Nu a fost nici vina dumneavoastră că nu s-a făcut, nici vina spaniolilor, pentru că guvernul nostru a schimbat valoarea certificatelor verzi care rentabilizau prețul curentului și atunci ei au constatat că pot să facă investiția, dar datorită micșorării prețului la
certificatele verzi, ei nu și-a scot bani. Noi am avut atunci un mare ghinion. Noi, cu noi mă refer la orașul Țelul Roșu, Matei, pentru că erau oameni foarte serioși, sigur. Foarte mulți bani. Și așa cum bine spuneai, au dat deja un avans de circa 45.000 de euro, care noi am câștigat fără să facem nimic. Sigur, n-ați făcut nimic. Am câștigat, dar valoarea totală a terenului unde urma să-și facă panourile fotovoltaice, pentru că ei vreau să-și cumpere, era undeva în jur de 2 milioane de euro, 2 milioane 200 de mii, dacă mă duc aminte. 2 milioane 200 de mii la vremea respectivă. Și când... acum, vă sigur. Și acum, zic, dar atunci când eram la eu la început, acum, era chiar teren, una... mai mă descurc, știi, de mai vârle, mai le descurc. Dar atunci la început, pentru mine mi se părea o enorm de mult, sigur. Mai ales că na, eram și cu unele datorii pe care le mai aveam și așa mai departe. Dar acum, revenind la ce spuneam despre combinat, chiar cred că va reporni și... e normal în momentul când ai bani să te ții de proiect, nu? Circa 200-250 de oameni vor avea un serviciu, Matei. Ei sunt foarte serioși, mi-a spus că vor să aducă în viitor și un laminor din nou, să construiască un laminor, încă 200-250 de locuri de muncă create și mai mult decât atât, Matei, am observat că declarația de impunere pe care au făcut-o s-a dublat. S-a dublat. Deci dacă Mecelul a avut 400.000 pe an, bani care plătea către primăria orașului, ca și valoare impozabilă, pe declarația lor, că așa se practică, așa spune legea, ei au venit cu 800.000, deci este clar că oamenii n-au sunt, au și plătit o deja o parte din datorie. Da, deci, plus că au cumpărat câmpia Turzii, au închiriat cel de oțeluri speciale de la Târgoviște, acela e închiriat, nu este, dar ei deja produc, au activitate aici în România. Și nu știu dacă s-au apucat deja, că nu am urmărit, dar știu că așteptau avizul de la Căile Ferate să se apuce să repare tronsonul de cale ferate de oțelul la... Oțelul Caransebeș, nu? De la gară la uzină. Ah, de la gară, deci, ok, da. Tronsonul oțelul Caransebeș este funcțional, mai circulă din când în când, cât o marfar. Dar tronsonul de la gară până în uzină, așteptau avizul, nu știu dacă l-au primit și s-au apucat. Da, dar da. Eu spun că de data aceasta pot să... Este, sunt perspective frumoase, numai că trebuie să reținem, pentru că acest lucru este foarte important. Acest combinat, dacă va începe să funcționeze, va angaja oțelari. Nu va angaja cioc-cioc, domn primar, te rog eu frumos, mă ajut și pe mine să fac ceva, să mă angajez. Deci va fi cu oamenii care au competență în domeniu. De-aia mai revin și la ce spuneam când scriu eu. Învățați. Lenin n-a fost tâmpit, a fost comunist, dar n-a fost tâmpit. Da, știți? Eu cred că totuși cei 200-250 care vor fi necesari la început se vor găsi. Se vor găsi, pentru că mai cunosc eu deja foarte bine orașul, cunosc cetățenii și știu că încă mai sunt oameni care au lucrat în uzină. Mai sunt unii care, să știi, că se vor adapta foarte, sau să spunem, mai ușor decât alții. Dar așa cum spuneam eu de data aceasta, chiar dacă m-am ferit tot timpul să spun... Să faceți angajamente. Sau... Să fac angajamente, pentru că atunci când spune primarul, lumea crede. Speră. Și atunci se poate întoarce ca un bumerang împotriva dumneavoastră și nemeritat. Și m-am ferit tot să fac asemenea afirmații, dar așa cum am văzut eu pe cel care a fost reprezentantul lor a polonezilor, viața cotidiană de zi cu zi, Matei, de-a lungul vieții, m-a învățat ca să am acest, știu eu, spirit să încerc să cunosc omul după câteva ore de stat de vorbă. De vorbă, uitați, ne urmărește, mă scuzați, vă rog, ne urmărește și domnul deputat Damian și ne... Da, salut și eu pe Marius. Îi mulțumim. Este la București, că am vorbit cu el ieri. Deci, așa cum spuneam, chiar cred de data aceasta că se va da drumul la oțelărie. Da, și... va însemna încă un plus pentru localitatea noastră. Pentru un mare plus, Matei, un mare plus, pentru că locul de muncă... 20 de ani au fost destul de dificil, s-a lucrat mult în alte părți.
Cum spuneam eu, în anumite cercuri mai apropiate, spuneam așa câteodată că eram, mă tristează foarte mult faptul că orașul Țelul Roșu, de când este Luca Mărăiescu primar, a început să prinde culoare. Este adevărat că sigur, nu poate să conteste nimeni. Chiar astăzi au fost niște cunoștințe de la Reștia care au văzut prin oraș și au spus, doamne, nu ne vine să credem că s-a schimbat orașul. Mi-am spus, orașul arată foarte bine în zona centrală. Trec foarte mulți prieteni din Valea Jiului primari și spune, băi Luca, dar ce frumos ai făcut centrul civil. Stai să vă arăt și strădile laterale. Că, da, acelea nu se văd la prima. Început deja să arate bine și pe strădile laterale. Da, nu numai centru. Și eram trist, Matei, că indiferent, locurile de muncă contează cel mai mult. Degeaba eu, ca și primar, am pus suflet și am făcut tot posibilul ca să schimbăm orașul în bine din punctul de vedere arhitectural a infrastructurii, da, dacă nu ai și locuri de muncă. Iată că, dacă mai spun dacă, dacă vin polonezii, se creează 200-250 de locuri de muncă. Mai avem și alte variante, nu o să le expun acum, dar cred că viitorul poate arăta bine din punctul acesta de vedere al orașului nostru. Este singurul lucru care, din punctul meu de vedere, mai lipsește la ora pentru a fi, într-adevăr, o de restul, localitate de restul, modernă. De restul, am să fac tot posibilul ca să, le, acus, să, le, rezolvați. Să le rezolvăm și să înaintăm așa cum am înaintat. Da. Domnule primar, aș vrea să mai discutăm un lucru în ceea ce vă privește, ca să spun așa. Deși a trecut ceva vreme de la... De la venit, uite, ne apropiem de o lună, cred că. Mulți oameni din Oțelul Roșu m-au întrebat pe mine că odată că știu că suntem prieteni și mai bârfim în stânga, în dreapta și între noi, așa, glumesc, sigur că nu bârfim, dar discutăm. M-au întrebat despre situația politică, în sensul că dumneavoastră actualmente sunteți suspendate din PSD pentru că ceea ce ați dorit dumneavoastră să faceți, nu ați dorit să luați locul nimănui, ați dorit să puneți punctul unei perioade de provizorat în care cineva, el și pot numi pe domnul Hurduzeu, care oricum știe că nu îl critică de dragul de a-l critica, dacă îl critic, îl critic pentru că am dreptate la un moment dat. Domnul Hurduzeu este președintele organizației PSD Caraseni, dar este interimar. Da. După demisia doamnei Jivan, care a fost aleasă, a venit domnul Hurduzeu, sunt deja un an jumate de când este aproape doi. Sau chiar aproape doi, poftim, așa. E, și dumneavoastră ați încercat să puneți punctul unei situații din astea așa de ambigui în care nici domnul Hurduzeu nu are toate atribuțiile la îndemână pentru a-și exercita conducerea și a zis, domnule, hai gata, nu vreau să fiu o președinte. Da, hai să alegem pe cineva acolo care... Cam asta putem traduce. E, replica a fost, vă suspend pe dumneavoastră, alături de dumneavoastră a fost doamna, și este suspendată, doamna Gabriela Stuparu, care... Patru primari și doi consilieri județeni. Da, da. Doamna Gabriela Stuparu, domnul primar de la Oravița, care dânsul a spus, pe mine nu trebuia să mă suspend, trebuia să mă dea direct afară. Să mă excludă, da. Așa. Domnul primar de la Obreja. Da, și domnul primar Velescu de la Luncaviță. Așa, corect, da. Și domnul Crina, consilier județean. Matei, acum dacă o luăm în spirit de glumă, pot să spun că m-am obișnuit cu suspendarea. Deja nu mai... E o lună, nu? Este o lună, deja nu mai plătesc cotizații. Știi că... Da, știu că orice membru trebuie să plătească. Mai ales când ești primar și ai o anumită funcție, plătești nu foarte mult. Dacă a rămas tot atât în jur de 100 de lei pe lună, da. Dar nu mai plătești, deci da. Fac o economie ca să o luăm așa în spirit de glumă. Dacă ne gândim totuși serios, trebuie să recunosc că nu mi-a fost și nu mi-este tot una, Matei, pentru că totuși după 21 de ani de a fi membru în Partidul Social Democrat, după 21 de ani când am ajuns să mă mai cer chiar și cu prietenii pentru PSD la un moment dat, știm cu toții că
părerile sunt împărțite vis-a-vis de crezuri politice. Sigur. De, contează foarte mult și cum se comportă liderii naționale a partidelor. Chiar dacă, hai să spunem Luca Mărescu, să mă dau exemplu pe mine, la Oțelul Roșu, e lumea apreciat, e apreciat, e posibil, am văzut ce a pățit Partidul Social Democrat cu pe vremea cât a fost domnul Liviu Dragnea președinte, că a avut de suferit. Sigur. Este valabil la orice partid. Dar am ajuns și m-am încetat și cu prietenii uneori și nu mi-e tot una și nu mi-a fost tot una. Dar, Matei, este o decizie care a propus-o președintele interimar Silviu Duzeu, a fost susținută de la centru de către domnul prim-președinte Sorin Grindeanu, a fost votată de o parte din colegii care au fost prezenți atunci la acea ședință. N-am înțeles de ce nu ne-au chemat și pe noi, așa era... Era fair play, nu? Fair play, fair play măcar. În momentul când e o asemenea decizie, ar trebui să lași omul măcar să-și spună câteva cuvinte să se apere. Dar trecem peste toate. Dragoste cu forța, Matei, niciodată nu s-a putut face. Dacă nu se poate și nu se poate, probabil se va întâmpla ceva în viitorul apropiat sau îndepărtat. Dar eu încă mai sper, deci eu încă mai sper că lucrurile se pot îndrepta, pentru că să știi că în Calea Severin au fost foarte puține perioade când organizația județeană a fost atât de să spun, despărțită, divizată, cum este la ora actuală. Noi am fost o mare familie, toți colegii, primari, președinți de organizații, am început să ne cunoaștem noi între noi, am început să ne apreciem, să ne ajutăm, să ne sfătuim, și am trăit, să spun așa, și vremuri foarte frumoase. Dar iată că situația este care este la ora actuală și eu sper din tot sufletul ca să putem să depășim această situație și să... La dumneavoastră situația este acceptabilă, în sensul că oricum veți reveni, eu sunt curios ce se va întâmpla la Calea Severin și acolo este deja război direct. O parte dintre consilierii... Da, și organizația Calea Severin... Cam din aceleași motive. Au, da, motive să fie supărați, pentru că știi că s-au întâmplat lucruri și acolo. Sigur. Destul de să spun așa, ne la locul lor. Ciudate, pentru că atunci când consilierii locali PSD votează într-un anumit fel, nefiind în acord cu conducerea partidului, înseamnă că e o problemă, Matei. Da, sigur. Sigur. Sunt lucruri care n-ar trebui să se întâmple. Sigur. N-aș vrea acum să fiu eu cel mai mare critic a actualei conduceri, pentru că departe de mine gândul. Și Silviu Urduzeu, președintele interimar, are o vechime foarte mare în partid, chiar mai mare ca a mea. Dacă nu mă înșel, Silviu este membru de partid din 1996. Odată, deci are vreo 25 de ani. 25 de ani, odată cu Sorin Grindeanu, care erau ei foarte tineri și au intrat atunci în PSD într-o perioadă de altfel nefastă partidului 96, când a venit atunci convenția. A fost CDR-ul. A fost CDR-ul. Deci și el are o vechime foarte mare, a avut funcții în partid, dar la ora actuală este clar că lucrurile nu merg. Trebuie să se întâmple ceva. Din păcate, dacă mă întreb pe mine, nu trebuia să ia o asemenea turnură să ajungă la ce s-a ajuns astăzi. Da. Ceilalți colegi, vorba despre primarul de la Obreja, primarul de la Lungavița, Costela Oravița, hai să spunem că el mai de mult și-a arătat intenția de a face un pas către Partidul Național Liberal, da. Și eu chiar că deja a făcut doi pași, da. Și de aceea și-a ieșit el cu acea declarație că mai bine era suspendat. Exclus. La de John Crina și de doamna Stuparu, mai are rost să vorbim. John este membru PSD din anul 2000, a fost primarul interimar al Reștiei, viceprimar, consilier județean. Deci este o voce a partidului. Doamna Stuparu este mai nouă în partid, este adevărat de un an și ceva, dar dacă mă întreb pe mine, aș aștepta mâine să vină cât mai mulți oameni de valoarea doamnei Stuparu în partid, da, pentru că da. Este un real câștig, da. Acest lucru. Dânsa, pentru a reaminti onora dintre dumneavoastră, cei care ne urmăriți, a fost președinta tribunalului Calea Severin. Severin și vicepreședintă.
este judecător la bază, deci oameni valoroși care ar trebui să-i primim cu brațele deschise, să-i apreciem. Sigur, situația care este la ora actuală va degenera puțin și din acest punct de vedere, dar așa cum spuneam, eu cred că lucrurile se pot remedia. Mai mult decât atât, Matei, noi nu am mers niciunde și nu am spus că vrem altă conducere sau altceva la partid. Da. Nu facem revoluție. Nu facem revoluție. Noi am spus doar că vrem alegeri. Sigur. Că este adevărat, din acest lucru reiese că vrem altceva. Că mai nu trebuie să ne ascundem după colțul casei. Mai am văzut unii colegi sau oameni politici, să se spun așa, care pe timp de pace, știi, sunt mari războinici. Când intri în război, se ascund după colțul casei sau mai rău intră în pivniță, se ascund în pivniță. Da. Nu este cazul. Eu cred că încă se mai pot îndrepta lucrurile. Contează foarte mult, Matei, și ceea ce dorește conducerea centrală. Sigur. Pentru că acum ne place, nu ne place, noi trebuie să fim disciplinați. Sigur. Și să... Există o politică de partid, nu? Există o politică de partid. Dacă există o majoritate sau o dorință a conducerii centrale într-un anumit mod, ai două variante. Să o respecti pentru că așa este corect, da. Sau dacă nu-ți place, să rup rândurile, să pleci în altă parte. Căutăm o altă direcție. Căutăm o altă direcție. Cred că lucrurile totuși vor intra normal în perioada, chiar dacă nu imediat următoare, dar în perioada următoare. Nu știu dacă știți, pentru că tot pomenesc dumneavoastră mai devreme despre politica de partid. Nu știu dacă știți, astăzi domnul Dragnea a primit avizul de la, nu știu, judecătorii, cine curte, probabil. Așa, probabil, da. Pentru eliberare condiționată, adică este considerat, să zicem, eligibil sau s-a corectat, să spunem așa. Da. A fost întrebat domnul Ciolacu, că tocmai asta a avut undeva o conferință de presă, a fost întrebat dacă l-ar reprimi în partid. Dumneavoastră ce credeți? Da, am văzut și eu, a fost deja au început și la nivel central anumite speculații, nu? Speculații, declarații. Da. Am văzut pe domnul președinte Marcel Ciolacu că a declarat că sub nicio formă domnul Dragnea, Liviu Dragnea, nu va mai reveni în PSD. Pe de altă parte am mai văzut alt lideri politici ale PSD-ului la nivel central care au declarat că Liviu Dragnea, când va ieși, orice membru de partid se poate reîntoarce în partid. Deci aici mă fac referință la domnul profesor Vasile Dâncu, am văzut că a declarat. Am mai văzut că a mai declarat câțiva lideri, cred că Olguța Vasilescu. Deci, știi cum e, Matei, nu poți să pretinzi că nu mai accepti un vechi, un vechi membru de partid care ți-a fost și președinte de partid. Sigur. Dar la noi în PSD asta s-a practicat dintotdeauna, din păcate. Să ne aducem aminte că Adriana Stase, în momentul când a pierdut cursa pentru prezidențiale, a pierdut totul. Da. Să nu uităm pe domnul Mircea Joană, care a pierdut cursa pentru prezidenția României cu Traian Băsescu în 2009, după care a fost exclus practic din PSD. Așa. Total nedrept. Să nu uităm ce a pățit Victor Ponta, care chiar dacă și-a dat el demisia, dar după aceea a fost total marginalizat. Așa este. Păcate, s-au întâmplat lucruri și în Partidul Social Democrat, asemenea lucruri cu care eu nu dacă sunt de acord. Dacă ne uităm chiar domnul Orban, care până ieri a fost, el mai este președintele partidului, dar este marginalizat, este închis acolo la deputați, știți? Da. Și mai iese din joi în Paști la televiziune. S-au întâmplat asemenea lucruri în PSD. Cel puțin aici, dacă pot spune, mă dor aceste lucruri să se întâmplă. Da, este din familia proprie, cum ar veni, nu? Din marea familie a PSD-ului. Din marea familie, la sigur. Un moment dat, Matei, după atâția ani de zile, chiar
te împrietenești cu foarte mulți colegi. Ne întâlnim de multe ori, ne auzim la telefon, acum cu pandemia nu ne-am mai văzut, pentru că am fost oarecum blocați. Ne pare rău că nu ne-am întâlnit. Dacă mă duc la București, când mă duc pentru anumite proiecte pentru oraș, mă duc și în Parlamentul României, mai mă întâlnesc cu unii dintre... Fiecare vă solicită la o, câte o întâlnire, nu? M-au și sunat, să știi că din țară, foarte mulți prieteni din PSD care au rămas și ei surprinși de faptul ce se întâmplă în Caraș vis-a-vis de această suspendare a mea și a unor colegi. Da. Domnule primar, da, domnul profesor Vărsan ne felicită. Ce vreau să vă spun, cum vedeți dumneavoastră evoluția politică acum, pentru că am vorbit, avem o situație complicată datorită pandemiei, economia nu merge foarte bine, PNL scade, PSD crește, dar mâine nu sunt alegeri. Și nu, atunci... alegeri sunt în 2024, mai este multă vreme. Experiența pe care am acumulat-o de-a lungul timpului, pot spune cu certitudine că în această perioadă se mai pot întâmpla multe. Sigur că da. Sigur. Să nu ne luăm acum după ce este astăzi. Sigur. Dacă discutăm strict ce este trebuie astăzi... Trebuie să reținem, pentru că PSD nu a pierdut alegerile parlamentare. A fost la oarecare egalitate sau chiar le-a câștigat la diferențe minime. E adevărat. Da, dar nu este locvent din punctul, nu este locvent, de, din punctul meu de vedere, Matei, pentru că a fost o prezență la vot... Minimă, iarăși. Nu minimă. Cea mai mică prezență la vot din toate timpurile. Da, deci cred că a fost mai mică de cât aceea din 2016. Da, mult mai mică. Da. Chiar mult mai mică. Da. Sigur, a contat puțin și pandemia, trebuie să recunoaștem. Sigur. Dar de aceea nu sunt elocvente. Da. Dacă era o prezență mai mare la vot, posibil să se fi schimbat procentele. Procentele finale. Fiecare partid. Dar dacă discutăm strict pe ce este astăzi, pot spune cu certitudine că, într-adevăr, PNL-ul este în cădere liberă și aici pot spune, pot să mă uit în ochii fiecăruia și să spun că pe bună dreptate. Da, pentru că și-au cam făcut-o singuri. Și-au făcut-o singuri. Sunt lucruri care li se pot reproșa. Mai au și USR-ul lângă ei, care de asemenea vedem că și-au propus oameni pe anumite funcții care nu fac față. De aici pleacă totul. Sigur, sigur. Nu partidul în sine. Sigur. În momentul când partidul decide să pună pe anumite funcție anumite persoane care nu fac față, se ajunge la ce s-a ajuns. Au promovat niște persoane, într-adevăr, mai competente și atunci are de suferit, pentru că așteptările publicului sunt altele, care nu sunt satisfăcute de acele persoane. Exact. Atunci când electoratul, cetățenii României au votat în 2019 la europarlamentare și a dat semnalul, după aceea au venit localele, au venit parlamentarele, au votat prezidențialele, da. Au votat atunci într-o anumită direcție pentru că au vrut altceva, o schimbare. Sigur, da. Și atunci dezamăgirea este foarte este mare. Este foarte mare, într-adevăr, iar cu restricțiile, da, acestea nu-i se pot totuși imputa, nu le-a scornit PNL-ul. Sunt necesare, dar contribuie la prăbușirea politică a unui partid. Cu siguranță s-ar fi prăbușit și PSD dacă ar fi fost la... Da, ar fi fost afectat oricine, să se recunoaștem. Deci, într-adevăr. Să fim sinceri, să recunoaștem. Da. Doar că, Matei, sunt unele decizii care nu le-am înțeles. Acum, hai să spunem, după ora 22 nu mai are nimeni voie să iasă afară. Da. Dacă facem o analiză și vedem câți au ieșit afară după ora 22 înainte de pandemie, la Oțelul Roșu vom constata că au ieșit 30 de persoane. Aici poate e nici atâta, sigur. Pensionarii cei mai în vârstă nu iasă după ora 22, nici eu nu ies, că sunt obosit. Cei care muncesc sunt și obosiți la rândul lor. Obosiți la rândul lor, nu iasă. Da. Deci sunt niște decizii din acestea bizare care nu le înțelege nimeni.
Vis-a-vis de domnul Damian, care ne urmărea mai devreme, chiar azi dimineața am publicat un articol vis-a-vis de interpelarea dânsului adresată premierului, care vorbește despre închiderea magazinelor la orele 18. Cineva care lucrează, în schimb, de după masă sau mai târziu, nu, sigur nu apucă, dacă iese la 10-11 de la serviciu, sigur nu mai apucă nimic, pe nicăieri. Sau dacă iese la ora 4, mai are la dispoziție doar una, două ore. Da, și dacă asta în orașele mari... În orașele mari este problema. La Oțelul Roșu, hai te mai descurci. Da, fugă la lider repede și intri, exact. Dar în orașele mari până ajungi la... Îți ia o oră până ajungi acolo, exact. Da. Nu, sunt niște decizii, așa cum spuneam, bizare, care... Le-au afectat foarte mult încrederea în crederea populației. Mai spunea dânsul că, și pe bună dreptate, că urmează sărbătorile de Paște ortodox, că cele catolice le rog au trecut. Asta naște aglomerație. Că fiecare, hai să-mi iau miel, să-mi iau ridichi, să-mi iau ce-mi iau, așa asta va fi, pentru că programul este mai mic, va fi o aglomerație la magazine și atunci unde-i câștigul? Eu cred că este riscul mai mare, expunerea mai mare. Exact, pentru că sunt 20 de oameni în loc de 10 în magazin la un moment dat, știți? Exact. Poate astea nu trebuiau toate. Și aici iarăși are de pierdut PNL, PSD, are de contabilizat în favoarea lui. Da, este adevărat. Și am văzut și în sondajele care au fost făcute acum de mult că PSD-ul și Aurul sunt în creștere, iar PNL-ul se pierde procent. Ce părere aveți, dacă tot ați menționat Aurul, ce părere aveți? Sunt sponsorizați de ruși? Nu cred. Nu cred și se spune ce, Matei, pentru că întâmplarea face să cunosc, nu foarte bine, este adevărat, dar să-i cunosc pe liderii Aur și pe Simion și pe Claudiu Târziu. Sunt prieten foarte bun cu domnul deputat Ringo Dumăreanu de la Dolj. Deci chiar cunosc. Am văzut și aici în județ, în organizația Aur, sunt oameni noi, n-au mai făcut politică, da. Oameni simpli și oameni foarte credincioși. Deci aici, cel puțin în județ, când am fost la domnul Claudiu Târziu la București, la Senat, am văzut pe perete primul lucru care m-a sărut în ochi a fost o icoană. Și nu, sunt oameni credincioși. Da. Dar... politica este foarte dificilă, Matei, deci politica este foarte dificilă. Totdeauna experiența pe care o avem și am văzut că brandul, că Partidul Aur la ora actuală trăiește printr-un brand. Așa este. Așa este. Avem exemple elocvente, a fost brandul Vadim Tudor. Care a dăinuit 15 ani? Brandul Dan Diaconescu. Da. Becali. Brandul Becali. Da. Chiar brandul Traian Băsescu. Pentru că Traian Băsescu. Și nu mai vorbim de Ion Iliescu. Bine, la Ion Iliescu eu cred că va beneficia de aura acea revoluției. Așa. Toată lumea a fost, sau ai nu toată lumea aproape, toată lumea a fost într-o aceeași direcție la vremea respectivă. Dar la Traian Băsescu a fost altceva. Traian Băsescu a venit de la 5%, da. Și a făcut 52%. Da, 52, deci chiar a fost... Da, de 10 ori a crescut. A crescut de 10 ori, deci este un brand. Da. Dar, așa cum spuneam, Becali, Dan Diaconescu, Vadim Tudor, deci au fost branduri. Acela lucru trăiește și Aurul acum. Doar că istoria ne arăta că doar prin inerție cu branduri nu este suficient. Nu reuși să faci nu este suficient. Prea mult, sigur. Păi reuși un, să spunem, 15% și la un moment dat... Câțiva prieteni acolo se adună și formează un grup plafone, și ok, da, dar cam atâta este tot. Fără structuri în teritoriul Matei și fără a impune o credibilitate populației, pentru că aici este... să spun, stă tot secretul. Da. Ne place sau nu ne place, PSD-ul atunci când a fost în cădere liberă
președinte, domnul Liviu Dragnea, a ajuns la 23%. Da. A fost o cădere, cea mai mare cădere, cred că, de la Revoluție încoace. Dacă am face un exercițiu de imaginație, la cele alegeri de europarlamentare, să fi luat toți primarii PSD din România, să fi pus deoparte. Să presupunem că n-ar fi fost la PSD și să ne punem întrebarea cât ar fi luat PSD-ul atunci. Nu știu dacă ar fi luat. Dacă nu era contribuția edililor, primarilor? Da, deci și structurilor. Și nu numai organizațiile care au primarii. Da. Bine, primarii în sensul vreau să spun că ei de obicei sunt șefii organizați, da, structurilor locale. Obicei, din Oțelul, exact, din oriunde. E un obicei la toate partidele. E un obicei la toate partidele. Dar dacă am fi luat atunci să facem aceste exercițiu de imaginație, să luăm toți primarii PSD și vreo 700 cât erau, să-i fi pus deoparte, din 23%, nu știu dacă mai rămânea PSD-ul cu 3-4%. Deci, corect, poate nu făcea pragul. Nu făcea pragul, cam aceasta e realitatea. De aceea vreau să spun că contează foarte mult structura internă. Într-adevăr, are un merit liderii, dar fără o echipă... Fără structură nu se poate. Vedeți, Becali e cel mai bun exemplu. El personal a avut o imagine extraordinară și cu Chiucuvai a reușit să ajungă doar el europarlamentar. Fără nimeni altcineva. Vadim a reușit să tragă partidul 5-6%. A mai reușit. Totuși era într-o perioadă în care lucrurile erau mai, se mai punea puțin accent pe cultura lui. El avea o anumită înclinare spre totalitarism, dar în schimb era foarte educat. Aici nu... Așa o capacitate. Da, aici nu neagă nimeni. A fost o capacitate. Mi-aduc aminte de emisiunile când mă uitam la televizor și puneau întrebări din istorie, geografie. Da. Le dădea răspuns la orice întrebare din istoria României, sigur. Incredibil. Să ajungi să ai o asemenea capacitate, într-adevăr, ești apropii de geniu, ca să spun așa. Așa este. Dar a fost și un pic malefic. Știi că după mine. Geniile, în general, spun, ne uităm în istorie, n-au fost toți Matei, să spunem, și docili și... Da, au avut o înclinație așa diabolică. Dar mai fost și care aveau chiar inclinații diabolice, bine da, spui. Da. Napoleon a fost un geniu, dar a contribuit la moartea atâtor oameni în istorie, de exemplu. Da. Domnule primar, ce mai preconizați pentru anul acesta? Se apropie vara. Cum vedeți... orașul vară, avem pandemie, dar ne vaccinăm, mă mai întreabă oamenii, sincer să vă spun, eu am spus de fiecare dată că nu cred, dar foarte mulți mai așteaptă sărbările din alea, ori de din alea alte. Chiar mi-e dor și mie, Matei, da. M-am obișnuit și eu, da. Cum bine știm, de când sunt eu primar, am luat decizia să avem aceste sărbători. Am avut măcar două pe an. Măcar două. Da, am avut ruga și zilele orașului. Zilele orașului, am avut acele evenimente la pensionar, cu revelionul pensionar. Am avut pentru doamne și domnișoare 8 martie. Da. Deci pot spune că am creat aceste evenimente și mie mi-au plăcut foarte mult și chiar le duc dorul, dar cred că anul acesta nu va fi posibil. Din păcate. Sau dacă va fi posibil, se vor pune anumite restricții. Am văzut la Cluj, la Antold, am văzut pe media națională, vaccinați, doar vaccinații intră. Da. Vor fi anumite condiții. M-aș bucura să revenim anul acesta la normalitate, dar cred că încă vor fi restricții. Vor fi restricții, da, e păcat pentru că, uitați, mai pierde un sezon și mai făceau și niște afaceri acolo, pentru că veneau oamenii de aici, mai făceau... Și mișc orașul, deci... Sigur. Da, nu. Altfel devine prea plat, că zic eu, adică nu se întâmplă nimic. Dar ajunge la un moment dat, Matei, după... avem deja un an și avem două luni. Ajuns la un moment dat pragul de preț, așa cum spuneam, și eu la primărie am foarte mult de lucru, mai mă duc la Reșița, mai mă duc la București câteodată, dar tot în casă stau, Matei. Nu mai
ești cu prietenii pe terase, pe... Da. Nu mai trăim ce am trăit. Da. Trăim da. Ceva diferit. Da. E o interiorizare a fiecare, o izolare a fiecare. Și teama. Știi că datorită teme, pentru că sunt oameni care, mai ales care sunt mai în vârstă, chiar le teamă și atunci sigur. Au luat această decizie de a se proteja da. Și de a sta mai mult în casă. Da. Ceea ce, cum ați spus, are reversul unei depresii, pentru că nu poți să stai în casă, că te apucă pandalile. Da. Mai ne uităm la televizor, au trecut un an și două luni, dar problema se pune cât mai stăm, că nu știm. Și este, dacă da. Am ști, mai stăm șase luni. Da, AMR, ca în armată, știți, în armat, mai sunt trei luni. Exact. Dar vezi că este o necunoscută și datorită acestui fapt nu știm cât mai durează. Nu mai știm cât va dura. Da, și sper să fie doar bine. Domnule primar, spuneți-ne dumneavoastră ceea ce doriți spre final. Avem aproape o oră jumătate în care ne-am chinuit. A trecut deja o oră jumătate. O oră 25 mai exact. Ce să spun, Matei, o să revin la tine cu plăcere. Mulțumesc, vă voi invita. Cu siguranță vom avea locul noi de spus celor care ne privesc și mai ales celor din Oțelul Roșu, pentru că așa cum i-am obișnuit, este adevărat, în ultimul timp n-am mai ținut nicio live-urile care am obișnuit anul trecut pe Facebook-ul meu, dar iată că vin la tine și vin mai des da. Și le transmitem pe această cale ceea ce se mai întâmplă în oraș. Cu siguranță anul acesta vom reuși să facem încă multe lucruri bune pentru orașul nostru. Ca să fac o mică completare, avem două proiecte mai mici, pentru că eu am făcut referință tot la proiectele mai mari, contează și pentru rozelor aici la tine în cartier, vom pava cu siguranță ce a mai rămas de pavat, intrările la anumite blocuri pase, da. Restul e pavat tot, da. Aleile, vom asfalta zona de la Gura Jgheabului, vom amenaja cele patru sensuri giratorii pe care le aveam în oraș, două la Gura Jgheabului, unul pe Caterina Teodoroiu da. Și unul pe strada Gării. Da. Proiecte foarte frumoase la sensurile giratorii. Și mai avem proiecte micuțe care sunt mai mici, dar importante pentru zona aia de acolo. Zona respectivă. Da, deci, așa este. Cu siguranță în cursul anului vom avea multe realizări. Dumneavoastră ca primarul nu așa, nu vă plictisiți niciodată. Nu, dar nu că nu mă plictisesc, nu numai că nu mă plictisesc, Matei, dar nu voi fi niciodată mulțumit, tot timpul mai vreau mai mult. Sigur, vreau mai să corectați câte ceva. Da. Vin și Paștele, nu cred că vom mai organiza, pentru că sunt... Eu personal, sincer să fiu, știu că vin, dar eu nu prea sunt în temă, nici nu știu cât mai este până... 2 mai. 2 mai, deci nu mai este decât 2 săptămâni. Mult, da. Așa, nu știu dacă vom mai organiza o emisiune, oricum dacă o să aveți timp o să mai organizăm una, dar vreau să le spun celor care ne urmăresc că le doresc să aibă o primăvară frumoasă, să urmărească când pot emisiunile mele. Sper că în curând să realizez una cu domnul Damian și cu domnul primar Borcean de la Caransebe și cu Felix, cum îl știe toată lumea, da? Și apoi vom mai vedea. În încheiere o să mai spun un singur lucru. N-am vrut să-l spun în început emisiunii, n-am să dezvăluie locația. Am plantat astăzi doi secoia în orașul Oțelul Roșu. Este o surpriză foarte mare. Mâine mă duc împreună sau poimâine cu soția mea, Marieta, la prislop să plantăm și acolo. Am vorbit cu maica stăreață. Ce avem doi secoia plantat la noi în oraș, Matei. În 2-3 ani deja fac 4-5 metri. În 50 de ani probabil va ajunge 30-40. Ajunge în vârf cu elicopterul. Da, i-am plantat astăzi. M-am gândit că am luat această decizie împreună cu Adi Cutrușcă, cu city managerul, că vor rămâne peste 50 de ani când noi nu vor mai fi. Peste 500 de ani vor fi probabil. Da, că ei trăiesc foarte, foarte mult și sunt foarte mari, deci au un diametru uriaș. Să sperăm că suntem sănătoși și mai trăim suficient de mult ca să
Vedem mari, nu? Mari și foarte, da, foarte frumoși. E o chestie foarte, foarte frumoasă, da, într-adevăr, ceea ce spuneți. Da, așa am plantat. Dar nu dezvălui locația încă, sigur, pentru sigur, că sigur, poate sunt și oameni care sunt mai răutăcioși. Și ar fi păcat să fie păcat, așa, da, ceva, dar eu le doresc să crească mari. Nu? Da. În 2-3 ani deja sunt, sunt dezvoltați, nu? Da. Da. Mă bucur să aud, dar e un semn de primăvară, știți? Da. Deci se plantează arbori noi și arbori importanți, nu cum se plantează, de exemplu, fire de mătură pe la Reșița, deci tăiem un copac din ăla care are un metru diametru și punem niște bețișoare și atunci zicem că a plantat copaci. Da, mă rog. Haide să nu critică o colegii primari. Da. Te las pe tine, că ești, da, mai în măsură. Da, 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 da. Înțeleg. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Văd că am avut un număr destul de frumos de, de privitori. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă invit și la următoarele, când, când vor mai fi, vă invit și la următoarele emisiuni. Alături de primarul orașului Oțelul Roșu, căruia îi mulțumesc pentru că ne-a onorat cu prezența lui. Și eu îți mulțumesc mulțumim și le doresc seară frumoasă în continuare celor care ne-au urmărit. O seară plăcută tuturor, la revedere. Da. Gata. Domn primar, da, gata, foarte. O oră 30, da, uitați, acum e chiar 30 fix. Da, da. A fost drăguță, sincer să fiu, da, a trecut rapid. Cum a fost? Eram curios să vă întreb și cum au fost, că ați venit, n-am apucat să vorbim prea multe, cum a fost bugetul, s-a trecut ușor, a fost, da? Sincer să spun, m-am așteptat la surprize neplăcute, da, pentru că n-am majoritate, știi? Da, lipsind colegul dumneavoastră, mă rog, într-adevăr, nu e majoritate sau egalitate? Nu, lipsind Dănuț și Simona Tomic și plecate Statele Unite. Deja e minoritate, că e un singur vot. Da, e un singur vot, într-adevăr, o singură persoană. Dacă diferență. PNL-ul ar fi făcut o deal cu PNL-ul, vă putea încurca unele lucruri. Chiar ne-am mulțumit frumos că au dat toți. Acum asta mă bucur că au fost raționali. Am uitat să le mulțumesc acum. În emisiune, parcă nu le-am mulțumit. Nu. Domn primar, lăsați că fac eu vorbesc despre buget și am reținut eu. Într-un articol, știi? Da, da, da. Fac un articol separat în care ieri sau... ...medicale și am uitat... Da, da, da. Chiar au votat la unanimitate totală, deci fără probleme. Da, înțeleg. Asta mă bucur. Înseamnă că mai există ceva responsabilitate la...